Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la un nou episod al Orei de Educație, o oră în care răstălmăcim tot sistemul de învățământ și părțile bune și părțile rele. Mai și fentăm domeniul ăsta al educației și ne mai ducem pe alte ramuri tangențiale cu educația, doar să vă oferim dumneavoastră telespectatorilor subiecte interesante, de interes, care să vă ajute să învățați cât mai multe lucruri despre viață chiar. Subiectul din această seară are legătură așa un pic cu viitorul. De vreo 20 de ani spunem că e despre viitor, limba viitorului, că engleza va fi cerută peste tot. Iată că se fac pași în acest sens. În foarte multe multinaționale din țară, limba engleză, cunoașterea limbii engleze este obligatorie, chiar de un nivel destul de avansat, și în toate domeniile de activitate. Iar necesitatea învățării unei astfel de limbi, de circulație internațională, e cam vitală pentru copiii de azi și copiii de mâine, pentru că nu se va opri aici acest trend al limbii engleze. Și bine că avem rezultate aici la noi. Avem rezultate, avem cu ce să ne mândrim. V-am prezentat și în jurnalul de știri al OLTV-ului. E vorba despre olimpicii noștri frumoși și pentru că am dat startul tot cu Minulescu și am adus-o pe cea care a luat premiul întâi la Olimpiada Națională de Limba Română. Astăzi aducem Naționala iarăși la Slatina și vreau să încep prezentările cu doamna Roxana Micu, profesor evaluator la Olimpiada Națională de Limba Engleză, cea care este cam cea mai în măsură să ne spună despre nivelul de dificultate și nivelul pe care elevii îl au sau diferențe între anii trecuți, anii precedenți și la ce să ne așteptăm. Și profesor la Colegiul Național Ion Minulescu, pentru că astăzi readucem familia Minulescu la ora de educație, și doi copii foarte frumoși și isteți. Este vorba cu Desimina Bilaoschi, premiată cu mențiune la Olimpiada Națională din Limba Engleză. Tu mai ai și alte premii, o să vorbim și despre ele așa tangențial. Și un debutant al OLTV-ului, putem să spunem așa, Matei Bălșanu, olimpic național de asemenea la Olimpiada de Limba Engleză, amândoi de la Colegiul Național Ion Minulescu. Iată câte valori oferă acest colegiu. Hai să începem așa cu începutul și vreau să încep cu voi, copiii, pentru că voi meritați să fiți puși așa în mijlocul scenei. Simina, de unde pasiunea asta pentru engleză? De când a pornit și ce te-a motivat pe tine să o înveți la un nivel atât de avansat? Pot spune că limba engleză ne înconjoară, fiind prezentă atât în media, cât și în viața de la școală. Toată lumea vorbește uneori în engleză, ne găsim cuvintele potrivite în română. Da, acele jargoane pe care le folosim noi tinerii, nu? Exact. Așa că am fost într-un fel nevoită să învăț engleza încă din copilărie. Cam de la ce vârstă ai avut tu primul contact cu limba engleză și contextul? Uite, eu l-am avut când mă uitam la desene animate. De la desene animate am început eu să vreau să învăț engleză, că nu înțelegeam ce spuneai acolo. Făceam engleză chiar și la grădiniță. Dar da, trebuie să recunosc că unele personaje din desenele animate aveau nume în engleză și voiam să înțeleg ce înseamnă. Și cum să le pronunț și toate lucrurile astea. La tine, Matei? La mine e exact la fel cum a zis și Simina. Suntem din ce în ce mai înconjurați de limba engleză în ziua de astăzi și într-un fel am simțit și eu că trebuie să o învăț ca să înțeleg cât mai multe lucruri și practic a devenit un proces natural, pot spune. Tot așa din copilărie? Da. Cam de la ce vârstă? Aproximează-mi așa. Încă de când mă uitam la desene și apoi a continuat la grădiniță, am avut mereu profesori care erau dornici să mă învețe. Asta pentru că și tu le arătai că erai dornic la rândul tău să o înveți, nu? Exact. Cum a fost primul contact cu limba engleză? Eu mai poceam cuvintele. Mi-a fost greu la început să învăț și culorile, că purple înseamnă mov, n-avea nicio legătură din asta logică în mintea mea de copil, că yellow e galben, că tot felul de alte exemple.
Recunosc că și mie mi-a luat foarte mult timp până să mă acomodez. În spatele meu sunt mai mulți ani, adică nimic nu poate să, nimeni nu poate să ajungă la nivelul de fluență atât de repede. Și totuși ce te-a făcut să nu renunți? Pentru că și în zilele noastre e o realitate pe care nu avem cum să nu o prezentăm, să nu o acceptăm. Sunt copii, tineri și de vârsta voastră, tineri mai bătrâni și de vârsta mea, tineri și mai experimentați, hai că nu-mi place cuvântul bătrân, care nu cunosc limba engleză. Au avut acele contacte pentru că școala îți oferă contactul cu limba engleză, dar nu s-a lipit de ei, pentru că au văzut acel început greoi și s-au pierdut. Pentru mine personal, motivația care încă mă ține să învăț limba engleză și să mi-o perfecționez este faptul că vreau să studiez, de exemplu, în străinătate și, cum ai spus și tu, este una dintre cele mai căutate, poate chiar cea mai căutată limbă la nivel internațional și asta mă face să vreau să îmi îmbunătățesc abilitățile. În a doua parte, emisiunea, să vă întreb și despre planurile voastre de viitor. La tine, Simina, care a fost motivația să nu te lași? Sau cum a fost primul contact cu limba engleză? Că poate ești tu un exemplu atipic și ai avut așa o conexiune perfectă de la bun început. Noi ca oameni încercăm mereu să găsim noi moduri de a ne exprima și de a ne comunica eu-ul adevărat, iar limba engleză este doar o altă modalitate de a ne expune pe noi înșine și în plus sunt o persoană perseverentă și nu-mi place să las lucrurile neterminate. Uite, acum poate să ne explice sau să ne confirme și sau să ne infirme și doamna profesor, dacă ce am discutat noi până acum e adevărat, adică orice început este greu, nu? Da, sigur. Bună seara și mulțumim pentru invitație, în primul rând. Sunt atât de fericită că i-am însoțit pe acești tineri, nu mai sunt copii, sunt adolescenți, frumoși, creativi, extrem de inteligenți, cu niște idei de foarte multe ori uluitoare. Ei ne țin pe noi veșnic tineri. Da. Eu am fost pasionată de limba franceză, am făcut la grădii, cu două doamne profesoare, nu se studiau atunci limbile străine din clasele de ciclu primar și am descoperit că îmi place franceza foarte mult. Am început cu franceza în clasa 5-a și cu limba engleză în clasa 6-a. Deci nu atât de devreme. Nu erau desene în limba engleză. Da, eu în timpul copilăriei mele. Sunteți niște norocoși, este adevărat. Și totuși mi-a plăcut foarte mult engleza și franceza deopotrivă. Eu am terminat franceză-engleză. Vreau să spun că franceza a fost prima mea dragoste, pentru că a fost primul contact de la grădiniță și cred că este extrem de important pentru un copil să aibă contact cu limbile străine de foarte, foarte mic. Vreau să vi-l dau exemplu pe fiul meu, care a vorbit destul de greu în limba română, însă, în engleză, pronunța mai bine la 4-5 ani decât în română. Și atunci am realizat că orice mic defect de dicție poate fi o calitate într-o altă limbă. Exact. Exact. Poți prin aceste defecte logopedice, nu? Exact, da, să da. Să îți îmbunătățești. Poate ești bun pe limba franceză, dacă ești mai da. Răit, așa. Rotacismul, da. Pe engleză, pe germană, acolo mie mi se plimbă limba în toate direcțiile. N-am reușit niciodată să pronunț în germană nimic. Dar contactul pe care l-au ei de la vârstele mici, poate de la să clasa fie, pregătitoare, poate studiază. Să fie un șoc? Nu cred că este un șoc, pentru că ei deja sunt familiarizați, fac de mici, încep cu engleza la grădiniță, marea majoritate. Deja la clasa pregătitoare, ei știu foarte multe noțiuni de vocabular, au deja un bagaj de cunoștințe. Într-adevăr, activitățile, jocurile sunt diferite, mai mult învățăm jucându-ne, însă sunt foarte încântați să învețe limbi străine și am realizat acum că trendul este ca începând dintr-o fragedă copilărie să învețe chiar două, trei limbi străine. Păi și unii de ce se pierd pe drum?
Pentru că, probabil, fie se plictisesc, fie apar alte tentații și consideră că un alt domeniu este mult mai interesant. Acum am realizat că sunt foarte căutate limbile asiatice, că foarte multă lume dorește să învețe limbi arabe, să învețe chineză, japoneză. Engleza o știe toată lumea. Da. Și coreană de la filmele, telenovelele coreene. Da, anime-uri, toate, da, toate aceste lucruri. Și cu toate astea putem să învățăm japoneză sau chineză prin limba engleză. Spuneați că ați terminat franceză-englez. Da. Că franceza a fost prima dragoste. Fiind prima limbă, da, cu care am avut contact încă de la grădiniță. Și engleza cea care a completat oarecum. Contrabalansat, așa, să nu duceți doar într-o direcție. Îți voi spune un secret. Prima mea notă la limba engleză, în clasa 6, a fost 9. Doamna profesoară, o profesoară admirabilă de limba engleză, de la care am învățat foarte multe, pentru că am făcut clasele de gimnaziu și la liceu, am avut norocul să o găsesc tot pe doamna ei la liceu, mi-a dat un nou care m-a stimulat extraordinar. Mi-a spus că mai am până la 10 și că o doare sufletul să-mi dea din prima 10. Și atunci pe mine m-a stimulat foarte mult acest lucru și acum este momentul să-i mulțumesc. Da, și eu am avut experiența, am avut și un 4, trebuie să mă laud, nu? Da, trebuie să spunem și telespectatorilor, dumneavoastră mi-a spus și mie profesor de limba engleză, profesorul cu pricina, cu nota 4, care de asemenea m-a stimulat și iată că înainte de a ajunge la televiziune, în timpul facultății am lucrat într-o multinațională în care vorbeam numai limba engleză și m-a ajutat. Îmi pare rău că ți-am stricat atunci media, dar uite ce tânăr asidu ai devenit. Cum ați făcut legătura între o limbă romanică, latină, franceza, și o limbă germană, engleza? Pentru că similitudini nu sunt foarte multe. Dragul meu, Ovidiu, la mine totul a venit în mod natural. Nu știu cum, părinții mei au fost buni la limbi străine, îmi spuneau, făcând la acel moment franceză și rusă. Da. Probabil, a fost vreo genă. Nu-mi dau seama, a venit totul natural. Nu am fost la meditații, nu am studiat de mică, nu aveam desene în limbi străine. Mi-au plăcut foarte tare. Probabil erau o pasiune. Probabil ține și de curiozitate, pentru că și eu am avut curiozitatea asta de a cunoaște cât mai multe limbi străine. Cum vedeți voi viitorul acestei limbi? Adică, cum spuneam în începutul emisiunii, de vreo 20 de ani încoace spunem că limba engleză este limba viitorului, că se va căuta, că nu știu, iată că se adeverește. Și vreau să vă întreb, credeți că limba engleză va fi căutată în absolut toate domeniile de activitate și care ar fi sfatul vostru pentru colegii voștri de acum și colegii voștri mai tineri? Simina? Engleza chiar devine tot mai răspândită și chiar va fi cerută în fiecare domeniu de activitate. Nu este o limbă deosebit de grea de învățat și este frumoasă. Care a fost, uite, cea mai grea parte pe care ai găsit-o tu până acum la învățarea limbii engleze și când? Limba engleză este o limbă germană și atunci apar diferențe în structura gramaticală față de cea din română. Cum ar fi? Hai să dăm exemplu, hai să povestim. Ca să le oferim oamenilor cât mai multe detalii și să-i facem să-și îndrume copiii, nepoții, prietenii către învățarea acestei limbi atât de necesare până la urmă. Sunt diferențe în timpurile verbale, iar pluralul este în general regulat, adăugându-se un s la final. Ceea ce nu găsim în limba română. Da, corect. Iarăși nu avem, nu regăsim în limba engleză litere precum ș, ț, î și tot felul de lucruri de genul ăsta. Matei? Și eu sunt de aceeași părere cu Simina.
sfatul meu pentru colegii mei de astăzi și cei care o să studieze engleza în viitor ar fi că trebuie să se înconjoare cu engleză de când sunt foarte mici, pentru că, așa cum a spus și ea, sunt foarte multe probleme cu care trebuie să te obișnuiești de când ești mic. Sigur, nu e o limbă foarte grea, dar are foarte multe excepții. De fonetică, de gramatică și asta ar fi sfatul. Da, sunt anumite reguli de pronunțare care uneori te pun așa în dificultate. La tine care a fost cea mai grea parte așa pe care ai găsit-o până acum? Cred că pentru mine chiar partea cu pronunția. Sunt foarte multe combinații de litere care nu sună mereu la fel în funcție de context. Și ne ajungem către o engleză din aia rusificată, că am de la doamna profesoră am expresia asta și este bună. Cum vedeți limba engleză? Spre către viitor, așa. Recent am fost într-un proiect organizat de Casa Corpului Didactic și am realizat, de exemplu, într-o țară europeană, cum ar fi Croația, toată lumea îți răspundea în limba engleză. Wow. Deci engleza este vorbită în absolut toate țările. Deja foarte multe țări devine o a doua limbă. Poți primi informații, chiar dacă nu este o engleză perfectă, o engleză fluentă. Corect. De fiecare dată, important este să înțelegi mesajul și să poți să oferi informațiile necesare. Uneori poate fi și o barieră, pentru că sunt aceste țări naționaliste și mă refer aici și la Franța. Foarte da. Puțin francezi sunt dispuși să-ți răspundă în limba engleză chiar dacă o cunosc. Mă refer aici la Bulgaria, care să zicem că e în aceeași barcă cu noi. Da. Și exemplele mai pot continua. Dezvoltându-se foarte tare turismul, fiind în avantajul țărilor respective, cu siguranță toți, dacă nu au început deja, deși eu am văzut că da, se vorbește peste tot, vor fi oarecum obligați să-și atragă turiștii. Care sunt pașii ideali pe care ar trebui să îi facă un copil pentru a învăța limba engleză de drag? Step by step, așa, pas cu pas. Da, nu știu dacă dețin eu secretul acesta, cred că depinde foarte mult de stimularea pe care el o primește din familie, deci, pentru că primii pași, până la urmă, ne referim toată viața la cei 6 ani. Acum sunt 6. Eu am prins 7. Eu tot 6. Am mers la școală mai de mică. Și cred că motivația asta pe care o găsesc în familie, dorința părinților de a-i implica cât mai mult în călătorii, în timpul vacanțelor. Este minunat să mergi într-o vacanță și să-l pui pe copil mergând la un magazin să ceară un anume produs. Chiar dacă va avea anumite dificultăți. Corect. Este grozav că fac limba străină la grădiniță, că ei ascultă foarte multe materiale în engleză. Povești. Povești, jocuri, sunt acum atâtea softuri educaționale, în special cu această perioadă pandemică. Ei au stat foarte, foarte mult conectați la lecțiile online, dar au căutat alături de părinții extrem de multe materiale. Și cred că și familiarizarea cu tehnologia exact. Îi ajută la dezvoltarea limbii engleze, nu? Da, toată lumea spune că învață foarte bine limba engleză pentru că toate informațiile, trebuie să recunoaștem, sunt de fapt în engleză. Corect. Și chiar și pe calculator, pe ecran, vedem, my computer, tot în engleză, nu scrie corect, în română, corect, computerul da. Meu sau calculatorul meu. Da, da, sunt niște termeni pe care îi uzităm fiecare zi și atunci ne vin așa în mod natural, nu trebuie să ne mai gândim foarte mult. Voi faceți parte din generația asta cu tehnologia în brațe de la vârste fragede? Uite, de exemplu, când ai avut contact prima dată cu o tabletă, un telefon mobil, un calculator? Nici măcar nu mi-amintesc, dar eram foarte mică. Pentru că părinții aveau calculator, aveau telefoane și
Te mai împrumutam din când în când. Pentru a te uita pe diverse videoclipuri pe YouTube, pe alte rețele. La tine? La mine în clasele primare a fost puțin mai târziu, dar sigur a fost un pas care a jucat un rol important în dezvoltarea englezei. E necesară pentru a ști, nu știu, să lucrezi pe calculator, nu programare, așa, nu, chestii basic, chestii, lucruri de bun simț, să știi să deschizi un Word, un document, să știi să navighezi pe internet, să știi să te joci, că sunt acum la modă, iarăși, cu jocurile cu Counter-Strike, cu FIFA, cu... Din punctul meu de vedere, da, e necesar și în ziua de azi e chiar inevitabil, pentru că e peste tot engleza. Te joci pe calculator? Da, ocazional, da. Ce jocuri? În ultima vreme n-am mai avut timp să mă joc, dar urmăresc multe filme, de exemplu, în engleză, pe calculator și acolo am nevoie de engleză. Că mai era iarăși un trend, jocurile astea de acum te poți conecta cu alți copii din alte state. Da. Și pentru a te înțelege, folosești chiar limba engleză. Da, ai jocuri preferate? Prefer jocurile de strategie, unde se joacă... Multiplayer sau single player? Multiplayer. Multiplayer. Acolo unde chiar trebuie să comunici cu cei din aceeași echipă cu tine. Uite tu, de exemplu, dă-mi așa exemple de colegi, coechipieri din alte țări. De unde ai avut coechipieri? Serverele în care intră jucătorii români sunt cele din Europa de Est. Așa că sunt turci, sunt ruși, sunt... Ucraineni, moldoveni, polonezi. Da. Da, îi cunosc și eu, că am trecut și eu prin perioada asta. Diferă limba engleză pe care o înveți tu la școală față de cea pe care o auzi acolo? La școală învățăm engleză mai formal, pentru a o folosi în contexte formale de viață. Și pe când acolo e un limbaj mai colocvial, mai familial, mai așa, expresiv. Mai expresiv, da. Da, așa e, mai expresiv. Cum te-ai înțeles cu accentele? Pentru că trebuie să spunem, și cred că toată lumea știe, în limba engleză are o grămadă de accente. Și chiar și în interiorul Marii Britanii avem engleză, avem scoțian, avem era accentul de Newcastle, accentul de Wales, accentul de... Galeză. Da, da, da. Ai avut contact cu ei și cum ai făcut diferența, cum ai auzit, cum ai înțeles? Mie mi-a fost foarte greu la început. În general, profesorii noștri au accent englez. Și este acela British-ul de bază, nu? Da. Și este puțin mai dificil să ne dăm seama ce spun alți englezi. Și la un moment dat încercăm și noi să imităm accente ori englezești, ori americane, dar am descoperit că pentru mine personal e mai bine să nu mai am deloc accent, să folosesc engleza mea. Corect, să-ți folosești propriul accent, să te modelezi singură, să nu să nu împrumuți de la alții. Eu având contact când lucram în Cluj, având contact cu toată lumea, deci tot globul pământesc, am întâlnit și accentele din interiorul Marii Britanii, care sunt, unele sunt oribile, oribile pentru că e greu să le înțelegi. Indian, japonez, chinez, rus, australian, neozeelandez, deci tot și toate difereau. Și cred că e important să-ți formezi o ureche, exact, nu? Exact, urechea muzicală contează foarte mult, da. La tine, Matei, contactul cu niște accente mai ciudate, dubioase? Și eu am întâlnit doar profesori care să vorbească în accent britanic. Dar pentru că am fost expus la mai multe accente pe servere internaționale, am reușit cu timpul, mi-a luat ceva, recunosc, dar sunt multe accente cu care trebuie să te obișnuiești. Ai vreunul pe care ți-l amintești și a fost dificil de înțeles? Cred că cel din Scoția e mai greu, foarte greu, da. Este foarte greu, mușcă efectiv din cuvinte, le taie cu barda. Deci chiar așa pot să-i spun, că le taie cu barda la final. Hai să trecem acum, că am făcut așa, am vrut să facem o introducere a necesității limbii engleze în viața omului. Dar nu trebuie să uităm că voi sunteți
niște tineri cu rezultate, cu performanțe în acest domeniu. Simina, tu ești premiată cu mențiune, nu, la Olimpiada Națională de Limba Engleză. Cum a fost pregătirea pentru, hai să începem cu județeana și după aia luăm separat și naționala. Pentru județeană, cât de mult timp ți-ai alocat studiului intensiv pentru limba engleză și ce a trebuit, ce ți s-a cerut? Nu credeam că se vor mai ține olimpiadele și s-au anunțat, cred că cu 2 sau 3 săptămâni înainte, așa că a trebuit să lucrez pe fugă, într-un fel. Doar am făcut subiectele din anii trecuți pe care am putut să le găsesc pentru județeană. Dar engleza ne înconjoară și o exersam pe parcurs oricum. Ce se cere diferit față de comunicarea asta, nivelul conversațional? La etapa județeană avem subiecte de gramatică, de înțelegerea textului și de compunere liberă în general. Gramatica, la gramatică sunt subiecte generale sau aprofundează așa un pic în niște excepții, în niște încurcături? Încearcă schimbări să de frază. Puțin. Avem și exerciții de schimbare de frază în care încercăm să păstrăm sensul folosind alte cuvinte. Avem și exerciții de vocabular unde, dacă nu știi cuvântul, este destul de dificil. Și pentru națională? Pentru națională ai avut timp o lună de zile, cam așa, nu? Aproximativ, da. Da, plus minus câteva zile. La națională se adăuga proba orală, pentru care a trebuit să mă pregătesc pe tipul de subiecte. Ce se cerea la proba orală? Extrageam un bilețel cu o întrebare, iar răspunsul trebuia să fie sub forma unui text argumentativ care să se încadreze într-o anumită perioadă de timp. Deci nu puteai să vii cu o lecție deja învățată de acasă și să o spui ca pe poezie acolo în fața oamenilor, nu? Puteam să ne pregătim cu câteva idei pe anumite teme, dar nu știu cât de mult puteau fi folosite. Și trebuia să spuneți, ați extras biletul și trebuia să vă apucați să vorbiți sau ați avut și un timp de gândire, să vă așezați așa, să vă ordonați ideile? Aveam 20 de minute în care mergeam în altă sală pentru a ne pregăti, puteam să și scriem ideile. Ție mai știi ce te-a picat? Dacă aș vrea sau nu să studiez în străinătate. Și te întreb și eu acum, ai vrea sau nu? Poate că da, nu m-am hotărât încă. Ești clasa a noua, nu? Da. Ai timp suficient, ai timp de performanțe și mai multe. Trebuie să le spunem oamenilor că, am promis că spunem, nu ești doar la engleză. Tu ai mers anul ăsta cu mai multe, în paralel, cum ar veni. La ce? Anul ăsta am obținut și o medalie de bronz la Naționala de Fizică. Unde acolo, nu știu cât de mult se leagă între ele, fizica te ajută să ai o gândire mult mai analitică pentru studierea limbii engleze sau limba engleză te ajută să fii mult mai creativ în ceea ce înseamnă înțelegerea problemelor de fizică. Cum e? Fizica înseamnă succesiuni de evenimente sau de fenomene, iar engleza este succesiuni de construcții logice, de cuvinte, de întâmplări. Deci, practic, poți să te joci cu ele și una să se completeze cu cealaltă. Da. La tine, tu ai fost tot așa, olimpic național anul acesta, la limba engleză. Cum a fost pregătirea de dinainte de națională? Pregătirea de dinainte de național a implicat foarte multe ore de lucru și provocarea a fost să îmbunătățesc abilitățile pentru proba orală, pentru că nu mai întâlnisem la niciun concurs, la nicio olimpiadă la care participasem și nu cred că a existat o zi în care să nu mă pregătesc. Am încercat să lucrez și la fluență, să-mi și gestionez timpul, pentru că niciodată nu mai avusesem sarcina să trebuiască să persuadez o comisie de jurați. Ce înseamnă pregătirea asta așa, concret? Vreau să-mi intri foarte mult în concret. De exemplu, luam o zi normală și ore, mi-alocam, să zicem, 3 ore de pregătire pentru limba engleză. Una jumate pentru scris, vocabular și gramatică, cealaltă pentru
Oral. Exact așa, și de curs am început cu... Te-am intuit. Da, cu gramatica și cu compunerile și acolo am avut destul de lucru. Dar pe partea de vorbit m-am axat cel mai mult. Am încercat să jonglez cu cât mai multe teme ca să fiu cât mai pregătit. Îți făceai textele, deci vedeai subiectul, îți făceai textele și îl citeai? Care erau exercițiile pentru proba orală pe care le făceai tu? Încercam să iau cât mai multe emoțiuni, motouri, citate și îmi puneam un cronometru de 2-3 minute și încercam să scot ideile principale pe care vreau să le exprim, iar apoi le puneam într-un text oral. Cum scăpai de emoții? Pentru că să fii în fața unei comisii și cum ai spus și tu, să trebuiască să o convingi că tu ai dreptate în ceea ce spui, înseamnă că trebuie să-ți controlezi foarte bine emoțiile. Aici am primit foarte multe sfaturi și de la doamna profesoară. Am încercat să mă axez cât mai mult pe atitudine, să nu am niciun fel de grijă pentru ce o să spun, să fiu cât mai detașat și relaxat. Și mi-a luat ceva de lucru. Nu ai avut niciodată în minte ideea că dacă spun vreo prostie? Eu am încercat să fac să pară cât mai natural și chiar mă axam când îmi pregăteam ideile să fie cât mai axate pe conținut, pe temă. Și atunci când ai fost pus în fața faptului împlinit? Eu zic că m-am descurcat destul de bine, ce-i drept am mai tras cu ochiul puțin pe foaia cu ideile, dar sunt mulțumit de punctajul pe care l-am obținut, am obținut 96 de puncte din 100. Foarte mult. Ție ce ți-a picat? Ce temă? La mine a fost că viața este ca un roller coaster care are suișuri și coborâșuri și că e alegerea noastră dacă țipăm sau ne bucurăm de călătorie. Foarte tare. Da. Ești un citat foarte tare. Astea sunt probele la care sunt supuși și ei la etapa națională, la etapa, nu? Națională, da. Cum i-ați văzut? Nu neapărat pe ei. Din perspectiva unui profesor evaluator. Sunt numai surprize plăcute. De la un an la altul realizăm că elevii sunt foarte, foarte bine pregătiți și foarte inventivi. Unii sunt chiar adevărați actori. Fie reușesc să își ascundă emoțiile, tracul, lucrând foarte mult înainte, fie chiar sunt foarte buni. La proba de speaking am avut numai surprize plăcute ca profesor evaluator. Cum se face departajarea lor? Ce se urmărește? Niște benzi cu descriptori, trebuie să ținem cont de anumite lucruri, de originalitate, de fluență, de încadrarea în temă. Sunt de obicei 5-6 aspecte pe care le luăm în calcul. Unul dintre profesori de obicei își notează greșelile pe care le aud în timpul probei. Corect, că mai pot apărea. Da. Și un altul încearcă să-l privească, să-i ofere o anumită încredere, că de fapt nu suntem pe poziții de lup și scufiță. Și într-adevăr, unii sunt foarte emoționați, trebuie să se gândească poate puțin mai mult sau se grăbesc foarte tare și nu se încadrează în cele 2-3 minute. Clasele a 9 și a 10 au 2-3 minute la speaking, ei sunt cronometrați și bineînțeles că pot fi ușor depunctați, da, în momentul în care vorbesc un minut 20, cum s-a întâmplat și anul acesta. Și atunci, bineînțeles că se poate realiza acea departajare. Din câte mi-au spus ei, subiectele pe care le-au avut la proba orală, înseamnă că mă duce cu gândul că Olimpiada de Limba Engleză, de fapt, e o Olimpiadă interdisciplinară până da. La urmă. Pentru că trebuie, pentru a-ți pune în ordinea acelei idei, trebuie să ai și o cultură generală. E vorba de foarte multă cultură generală, de fapt.
sunt subiecte care au legătură cu literatura, cu filozofia, în special la clasele a 11-a, a 12-a, cu știința, cu tehnica, cu politica, cu viața socială, cu tot. Deci ei trebuie să știe cam din toate. Exact. De aceea sunt niște copii foarte, foarte valoroși. Se întâmplă ca un copil să nu fie științific pe subiectul căzut și să nu poată să reușească, chiar dacă poate este un vorbitor bun de limba engleză. Să nu reușească să obțină un punctaj... Da, să nu-și creeze niște idei solide, din cauza faptului că nu pare cultura generală. Nu a picat pe subiect. De exemplu, da, mie, dacă mi-ar fi picat ceva despre matematică, eu n-aș fi făcut nimic, pentru că nu am tangențe cu matematica, n-am niciodată. A, se întâmplă, dar marea majoritate sunt copii foarte bine pregătiți. Noi la engleză anul acesta am avut 364 de candidați, mai puțin decât în alți ani. Județul Olt, de exemplu, a mers cu 7 din 8, cifra maximă. Nu am avut la clasa 12-a secțiunea B, cei care erau elevi la intensiv sau bilingv. În alți ani avem peste 450 de candidați. Aveam peste 450 de candidați, poate chiar mai mulți. Probabil fiind anunțat așa din scurt și fiind foarte multe olimpiade, de fapt toate olimpiadele județene s-au ținut într-o lună de zile, nu au avut timp. Pentru că, vedeți bine, Simina este un exemplu excelent. Ea este bună la foarte multe obiecte de studiu. Cred că dacă se mai gândea puțin, mai mergea la încă două, trei materii. Ți-ai fi dorit și la altele? Urma să particip la Olimpiada de Lingvistică, însă a fost în acea zi cu județeana de fizică. Și a trebuit să alegi una sau alta. Și ai ales fizică. Te întreb și de ce? Fizica este mai reală, într-un fel. Limbile, într-un fel, sunt abstracte. Poți să spui că e și marea iubire momentan. Nu? Este. Cred că te țin cel mai atașat de fizică și de engleză. Da. Deci putem spune și asta. Să n-ai emoții. Deci aici trebuie să te lauzi. Aici este despre voi. Pentru că emisiunea își dedică timpul pentru a scoate în fața telespectatorilor tot ce e mai frumos și tot ce se întâmplă mai frumos în orașul nostru, în județul nostru, că suntem sătui de tot ce se întâmplă negativ. Cum ați văzut pulsul de acolo, diferența asta dintre județul Olt, copiii noștri, și ale altor județe, să le spunem, mai dezvoltate? Da. Este. M-am simțit foarte mândră că am făcut parte din echipa națională de corectori, pentru că au avut niște rezultate spectaculoase copiii noștri. Două mențiuni, locul întâi la clasa 10-a, o fetiță din Caracal, a fost extraordinar. Punctajele lor au fost bune și foarte bune. Nu cred că a fost vreo diferență, să zicem așa, de zonă geografică, de dezvoltare a județului. Nu. Sunt copii excepționali în toate județele țării. Eu m-am simțit foarte bine că sunt olteancă și că fac parte din această echipă. Dar probabil că în ziua respectivă contează și inspirația de moment. Da, este foarte adevărat. Da, și starea de spirit și emoțiile. Eu mă bucur foarte mult că Matei și-a depășit aceste emoții, pentru că am avut un pic de furcă așa cu capitolul ăsta și știe pentru viitor ce trebuie să facă. După ce luăm o scurtă pauză de publicitate, vreau să îmi și povestiți așa care a fost munca din spatele rezultatului lui Matei, pentru că așa cum a recunoscut și el și a spus și dumneavoastră, și a depășit limitele și cred că merită să fie cunoscută povestea asta, poate fi un exemplu pentru alți copii. Luăm publicitatea de la dragile spectatori și revenim în platou cu alte discuții. Am
Am revenit, dragi telespectatori, în platou. Am promis că aflăm așa un pic în partea asta a doua emisiune, aflăm secrete ale învățării limbii engleze, cum și-au depășit unii limitele, aflăm planurile lor de viitor, pentru că chiar dacă sunt încă în liceu, Simina în clasa a noua, abia a început viața aceasta de liceu, la cât de isteți sunt, sigur și-au făcut așa câte un plan de viitor. Hai să începem cu ce am rămas. Să începem de unde am rămas. Cât de greu este să-și depășești o limită? Și aici mă refer la această limită a tracului. Pentru că și eu am avut-o înainte de a intra în televiziune. Mă rog, și în liceu am început să-mi depășesc. Am foarte mulți oameni pe care i-am intervievat care au avut trac. Am tras o grămadă de duble. Cum se depășește o astfel de limită? Cum a reușit el? Eu cred că Matei a reușit deja după prima săptămână. Am avut întâlniri la școală, față în față. Chiar l-am mai luat ca exemplu la anumite ore să vorbească, să încurajeze și pe ceilalți, să vadă ce idei minunate are. Și am vrut să-l și chinuiesc puțin, să fie un public pe care el nu l-a mai văzut niciodată. Acolo sunt doi profesori examinatori pe care nu-i cunoști. Și este foarte important să ai fețe noi. Corect. Și care a fost chinul? El știe care a fost chinul. Să mă întâlnesc cu jurați pe care nu-i mai văzusem niciodată. Asta a fost. Cu doamna mă obișnuisem deja de la orele noastre de pregătire, dar asta a fost să-mi depășesc emoția. Și ai întâlnit profesor tot din cadrul liceului sau din altă parte? Din altă parte erau, da. Și cum a fost? Până la urmă am reușit. Am încercat să mă axez pe părțile bune ale lor. Când vedeam un zâmbet... Te încărcai așa de încredere. Noi trebuie să fim foarte deschiși și să zâmbim mai tot timpul, pentru că e normal să aibă emoții, sunt niște copii. Corect. Olimpiada începe cu clasa a șaptea, sunt reprezentat și la clasele a șaptea, a opta. Sunt exact ca și copiii noștri de acasă. Trebuie să fie încurajați și... să-i facem să dea tot ceea ce au ei mai bun. Mai bun. După săptămâna aceea față în față, ne întâlneam de obicei în weekend online. Tot eram atât de obișnuiți cu online. Eu îi trimiteam lui Matei invitația și două ore discutam despre toate subiectele posibile. În engleză, bineînțeles. Căutam în cărți diferite subiecte, multe dintre ele le-am trimis dinainte, la altele ne gândeam noi și eu și el, ca să încercăm să abordăm o tematică cât mai variată. De fapt, toate domeniile posibile. La un moment dat nici nu mai știam despre ce am vorbit și ce nu am vorbit. Chiar discutasem despre foarte, foarte multe citate. Iar el deja devenise foarte fluent. Nici nu venea să cred. Citea subiectul și îmi spunea: pot să răspund? Nu voia să se mai gândească. Și atunci am zis, da, suntem pe calea cea bună. Clar, se va descurca indiferent de natura subiectului. Asta cred că a depins și de puterea lui de luptă. Da. Pentru că nu s-a lăsat, nu? E adevărat. Ce te-a împins să nu renunți, să muncești din greu, ca totuși să... Asta cu să nu mă fac de râs acolo, în fața oamenilor, mi-am mai auzit, e placă veche, vreau să fim cu ceva nou. Probabil a fost faptul că știam că o să fie foarte mulți copii buni la engleză și eu voiam să fac o diferență cu ideile mele și cu discursul meu. De unde îți vineau ideile? Cred că mare parte s-a datorat faptului că am lucrat pe teme cât mai variate cu doamna și am fost pregătit în orice caz. Foarte tare. La tine, Simina, cum ți-ai depășit emoțiile? Emoții avem în fiecare secundă din viața noastră, doar că le-am pus nume diferite. Fericire, nervozitate, supărare. Mm-hmm. Tristețe, amăgire, dezamăgire, sunt multe. Ceea ce contează este că
nu emoțiile ne fac pe noi, ci noi le facem pe ele. Noi putem să ne controlăm, noi ne schimbăm sentimentele, într-un fel. Corect, putem să le să fim stăpâni pe propriile emoții. Mai urmărisem pe TikTok, acum e trendul ăsta cu TikTok-ul, încerc și eu să fiu destul de actual, nu prea mi iese că mă plictisește, dar văzusem un citat foarte, foarte motivațional și îmi spunea că în momentul în care eu te jignesc în limba ta pe care o cunoști, ești afectat și te superi pe mine. Dar în momentul în care te jignesc într-o altă limbă pe care tu nu o cunoști, atunci nu pui la suflet, pentru că nu știi ce înseamnă. Așa poți să-ți controlezi emoțiile, să-ți pui acea barieră. Nu mă interesează ce ai spus. Nu vreau să înțeleg ce ai zis. Planul de viitor, Simina. Ești a noua, știu că și eu între a noua îți mărturisesc că am vrut să mă fac preot. Deci eu când eram în clasa a noua am vrut să mă fac preot, mă ajută un pic și fața și focea. În clasa, la sfârșitul clasei a 10-a, mi-am schimbat total opțiunea și am zis că vreau să mă fac politician. Și am ajuns jurnalist. La tine chiar dacă e de vreme, dar așa, trebuie să ai câte o idee. Mă gândesc la medicină, pentru că este un mod de a ajuta lumea în schimbul de a fi ajutată. Ramura, te-ai gândit așa? Către ce vrei tu să te îndrepți? Că sunt multe lucruri, dar acum depinde acolo unde te trage sufletul. Neurologie, cardiologie, pediatrie, dacă îți plac copiii, nu știu, neonatologie, sunt Sunt multe, multe ramuri și multe versiuni ale mele care ar alege ramuri diferite în funcție de moment. Care ar fi ele? Câteva trebuie să-mi spui. Mă gândesc la oftalmologie sau la medicina legală sau la pediatrie. Medicina legală și pediatrie. Wow! Chirurgie, nu? Nu prea, nu. Deci nu-ți place să tai oamenii. Vii. Semi-vii chiar. Că îi anestezieți. Dar aia cu medicina legală, să știi că e foarte șocantă și interesantă. Și plăcută, dacă ești pe domeniul. Să nu te sperie. La tine, Matei? Eu încă mă mai gândesc, dar aș înclina spre arhitectură, ce implică mai mult partea de design, pentru că am pasiune pentru desen de când sunt mic. Știi să desenezi? Eu așa zic. Da, dacă știam dinainte, te puneam să-ți și aduci câteva exemple. Faci pregătire pentru arhitectură de acum? Pentru că știu din alte exemple, de la alți copii, că se apucă destul de devreme de meditații la arhitectură, de pregătire, nu meditații, că și așa e scandalul ăsta, e scad de minister cu meditațiile, o prostie. Eu mă gândesc să mă apuc din clasa 11-a, ca să fie cât mai proaspătă informația. Și dacă nu e pe arhitectură? Atunci... Că trebuie întotdeauna să ai un plan B. Da, mă gândeam să merg pe cariera pe care în legătură cu care m-au sfătuit părinții mei, ar fi să merg pe relații publice, poate să mă fac diplomat chiar. Acolo trebuie mai mult parte de relații internaționale. Da, decât relații internaționale. Și ajung jurnalist ca mine, că și eu sunt absolvent de relații internaționale. Pentru dumneavoastră, doamna profesor, planuri profesionale. O altă carieră? Aoleu! Nu știu, să mă apuc de medicină, marea pasiune a vieții mele, e târziu. Da. Târziu, destul de târziu. Că încă 7 ani facultatea, încă 3 rezidențiatul, până și intrați în sistem, cred, ieșiți la pensie. Cred că voi rămâne profesor, pentru că aici mă simt cel mai bine. Sunt ca peștele în apă, deși nu sunt în zodia pești, însă e domeniul care îmi place cel mai mult. Și așa obiective... Ce alte obiective v-ați mai trasat? Profesor evaluator în comisii naționale, da. Profesor îndrumător al unor copii cu premii, da. Profesor îndrăgit de copii. Profesor mamă. Să învăț mai multă matematică, fizică, chimie. La anul suntem în clasa 7 și apar domenii noi. E greu? Îmi reamintesc că... toată chimia aia pe care am făcut-o eu la chimie-biologie la Greceanu, cu mulți ani în urmă,
Nu e ușor, dar este foarte plăcut. Și mai vreau să demontez un mit pe care l-am demontat și cu Marian în emisiune. Sunteți mamă profesor sau profesor mamă. Da. În spațiu public, în rândul copiilor și al părinților, circulă acel zvon că dacă e băiatul cu fetița lui Xulescu, aolo e favorizat. Ați vorbit vreodată cu colegii de catedră despre copilul dumneavoastră? Sau să ziceți cuiva să aibă grijă de el? În general, eu sunt cea care își dorește să-l penalizeze cel mai tare. Exact, asta spuneam. Pentru că așa mi se pare normal, da, să merite tot ceea ce primește și să-l determin pe el să aibă această motivație, dorință de a fi bun și foarte bun. Că tot am avut aseară premierea. Corect. Și cred că nu este în interesul niciunui profesor să avantajeze. Nu cred că vom câștiga ceva. Poate te bucuri pe moment, însă te mințim. În viitor, exact, ne mințim singuri. Ultima întrebare pentru toată lumea. De ce Minulescu și dacă ai regretat? Ce ți-a oferit până acum Minulescu? Minulescu mi-a oferit un al doilea cămin, fiind familiarizată deja cu colegii, cu holurile școlii și în special cu profesorii. Care e relația cu profesorii? Depinde de la profesor la profesor, însă în general suntem apropiați și comunicăm, ne cunoaștem. Mai bine rigid în fața, în spatele catedrei sau deschis alături de voi? E mai bine o simbioză între cele două, pentru că nu putem fi nici foarte familiari, dar nici foarte formali. Mm-hmm. Păi mai mult vă pierde. Da. Matei. Eu am ales Minulescu pentru că știam deja de foarte mulți profesori că sunt foarte buni, iar odată ce am ajuns acolo mi s-a și dovedit faptul ăsta. Mi se pare că la fiecare materie au fost profesori care au făcut totul pe înțelesul nostru, unii ne-au făcut să ne ieșim din zona de confort și am înțeles mult mai bine în comparație cu gimnaziul. Strict sau relaxat? Eu aș alege tot o combinație între cele două, pentru că mi se pare că și prea formal strică, dar și prea relaxat ne face pe noi prea relaxați. Corect. Păi dumneavoastră... De ce Minulescu? Da, dar nu vă mai întreb strict sau relaxat, că tocmai, că tu știi. Tocmai le-am spus oamenilor că sunteți profesorul de care am fost, unul dintre profesorii de care am fost cel mai apropiat în liceu, sufletește, dar și profesorul care mi-a dat 4. Deci asta nu vă mai întreb, că e clar cu simbioza. De ce Minulescu și de ce să nu plecați de la Minulescu? Că vă puteți duce la un alt colegiu cu renume. S-a mai întâmplat. Îmi faci tu vreo propunere? Păi sunt exemple concrete, știu de exemple concrete care, nu știu, au plecat, nu știu, la Sfântul Sava, în București. Da, e adevărat. Eu sunt absolventă de greceanu. Da. Am sărbătorit pe 21 mai 30 de ani de la absolvire. Și am fost extrem de emoționată să-mi revăd o parte dintre colegi, doi dintre profesori. N-aș pleca de la Minulescu pentru că, așa cum bine vezi, am un suflet verde, ca, da? Da, ca mine. pentru că e simplu, calitate, notorietate, inteligență, merit. Fac parte din această familie alb-verde a inimilor verzi. Și cred că ați găsit mereu și copii cu suflet. Deosebiți copiii. Pentru că nu vreau să ratez să spun că sunteți cea care vă ocupați de partea de voluntariat. Da. Cum îi simțiți pe copii? Pe partea asta? Am suferit mult în cei 2 ani cât am stat în fața unor ecrane. Însă acum sunt foarte, foarte deschiși, foarte dornici să participe la foarte multe activități. Și cu siguranță din septembrie vom reveni 100% la acea normalitate pe care am îndrăgit-o atâția ani. Și tu știi foarte bine. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Și noi îți mulțumim mult.
Dragi telespectatori, nu uitați, omul cât trăiește învață, învățați din cărți, învățați din experiențele voastre, din experiențele altora, de oriunde nu mai învățați, pentru că numai învățătura este cheia care îți va deschide drumul către succes. Până data viitoare, rămâneți sănătoși, rămâneți cu bine, toate cele bune!